Bine ați revenit la cursurile scurte. Despre mărimile de același tip, spunem că au aceeași dimensiune. De pildă, lungimea, lățimea, înălțimea sunt toate lungimi, de fapt, și se măsoară în metri. Ele au toate dimensiunea lungime, simbolizată cu litera L mare. În mecanică sunt suficiente trei dimensiuni pentru a descrie fenomenele: lungimea, timpul și masa. O mărime fizică trebuie determinată numeric și dimensional. De aceea avem o parte numerică și o unitate de măsură. De pildă, 5 secunde. Secunda ne arată că este vorba despre dimensiunea timp. Unele mărimi sunt complet caracterizate de unitatea de măsură și partea numerică, adică de ceea ce numim modul. De pildă, lungimea, masa, densitatea, temperatura, volumul și altele. Dar alte mărimi sunt orientate, adică au direcție și sens, de pildă viteza, accelerația, forța. Astfel de mărimi pot să aibă același modul, dar orientări diferite. De pildă, dacă viteza acestui automobil este orientată așa, e în regulă. Dar dacă viteza lui este orientată așa, n-aș vrea să fiu în acel automobil. Pentru astfel de mărimi folosim vectori. Un vector este un segment orientat. Direcția lui este dreapta pe care se găsește, sensul lui este dat de săgeată, iar lungimea vectorului este proporțională cu modulul mărimii fizice pe care o reprezintă. Punctul P se numește punctul de aplicație al vectorului. În general, un vector este caracterizat de modul, direcție și sens. Și asta înseamnă că doi vectori sunt egali doar dacă au același modul, aceeași direcție și același sens. Nu ajunge să aibă același modul. Relațiile din primul desen se citesc astfel. Modulul lui A este egal cu modulul lui B, respectiv vectorul A nu este egal cu vectorul B. Proiecția unui vector pe o axă se numește componenta vectorului pe acea axă. Aici, de pildă, puteți vedea componentele vectorului V pe axele OX și OY. După cum vedeți, componentele sunt și ele vectori. Iar vectorul V este complet caracterizat de modulele proiecțiilor lui pe cele două axe cu ajutorul celor două formule pe care le vedeți. Prima ne dă modulul vectorului V, iar a doua ne dă orientarea lui. Dacă fenomenul pe care îl studiem are loc în trei dimensiuni, atunci folosim trei axe de coordonate și relațiile devin, în acest caz, cele pe care le vedeți. De data asta, alfa este unghiul dintre vector și planul XOY. Pe curând!